Bună ziua și bine ați revenit la emisiunea Regi și Pioni. Eu sunt gazda voastră, Mircea Țălu, și astăzi vom discuta despre unul dintre cele mai mari nume din istoria șahului mondial. Campion mondial FIDE din 2000 în 2002 și campion mondial indiscutabil din 2007 până în 2013, actualul vicepreședinte al Federației Internaționale de Șah și primul mare maestru al Indiei, Marele Maestru Vishwanathan Anand. Înainte să ne uităm la această partidă, vreau să vă spun un proverb după care treia Vishwanathan Anand, după care și-a trăit cariera de șah. Acesta spunea că fiecare meci pe care îl joc este cel mai important de până acum. Cum de multe ori auzim acest lucru, în special în sportul, că trebuie să luăm pas cu pas, meci cu meci, să trăim fiecare meci, fiecare moment chiar la maxim și să dăm tot ce putem, dar rare ori putem spune că suntem capabili de așa ceva precum acest mare jucător. Vishwanathan Anand s-a născut pe 11 decembrie 1969 și în numai puțin de 19 ani acesta urma să devină primul mare maestru al Indiei. Acum, în ziua de astăzi, India este cunoscută ca fiind una dintre cele mai puternice țări jucătoare de șah din lume. Au o grămadă de tineri, copii chiar, extrem de talentați în topul mondial, printre care Guchești, Arjuna Irigaisi, Ramesh Babu Pragnananda și mulți alții pe care cu siguranță i-am uitat, Nihal Sarin. Dar toate aceste lucruri nu ar fi fost posibile fără influența acestui om. Vishwanathan Anand practic le-a oferit acelor oameni indienilor ideea că se poate trăi și din șah. Chiar este o poveste foarte interesantă cu, chiar cu el când mergea cu trenul prin India. Și el stătea de unul singur pe un scaun, cu o carte de șah în față, și studia niște partide, după cum ne așteptăm de la Anand. După care, un călător vine la el și îl întreabă: Tinere, tu ce faci? Cu ce te ocupi? La care Anand se uită la el și îi spune: Eu sunt jucător de șah. Eu din asta trăiesc. Sunt profesionist la șah. Călătorul, nedumerit, se uite la el și îi spune ar trebui să te apuci de o profesie serioasă, tinere, pentru că nu ești Vishwanathan Anand. <laughs> Creatorul acesta nu l-a recunoscut pe Vishwanand, care deja devenise o senzație în India, dar putem vedea că acea mentalitate de la vremea respectivă, faptul că nu se putea trăi din șah, încă este valabilă în multe țări din lume, a fost combătută practic de Vishy anand în India și, datorită lui, India se află acum în topul țărilor jucătoare de șah din lume. Partida la care ne vom uita în ziua de astăzi a fost jucată în 1992 la turneul de la Linares, un concurs foarte faimos cu o istorie foarte mare. Cu piesele albe a fost Vasile Ivanciuc, un alt mare maestru din aceeași generație, un geniu al șahului despre care aș avea o mare plăcere să uh, fac o emisiune. Mă chiar vă provoc pe telespectatori să căutați să căutați pe acest jucător, pe Vasili Ivanciuc, să vă uitați și la niște interviuri cu el. Sunt convins că vă veți îndrăgosti de acest mare maestru ucrainean și cu piesele negre, campionul nostru mondial, Vishwanathan Anand. Partida începe cu o siciliană și negrul alege varianta Richter Rauser, după cum putem vedea. Cum nu vom petrece prea mult timp în deschidere, deoarece aceasta conține multă teorie pe care acei jucători de un nivel foarte înalt o cunosc la perfect, la perfecțiune bun la G5, pion la E6, damă de 2, A6. Negru atacă nebunul din G5, albul se retrage înapoi, după care are loc un schimb de cai și negru joacă pion la B5. Acum, apropo, puteți observa că am făcut aici niște mici săgețele, o nouă adiție pentru emisiunea noastră. Planurile pentru ambele părți sunt destul de clare. Albul va încerca să atace pe flancul regelui cu pionii, să joace pion la F3, pion la G4, încet să pună presiune pe regele negru și negrul va încerca să riposteze pe flancul damei. Albul joacă pion la F3, negrul răspunde cu dame la A5, scoate dama pe flancul damei, să pună niște presiune. Acum, după cum putem vedea, negrul amenință mutarea pion B5 la B4, atacând, practic, calul din C3, iar când acest cal va fi nevoit să mute, negrul va putea captura pionul din A2. Așadar, albul răspunde cu pion la A3, încercând să oprească această amenințare. Negrul răspunde cu pion la E5, atacă nebunul, în același timp pregătind dezvoltarea nebunului din C8. Nebun la E3, nebun la E6, rege la B1, o mutare mereu utilă, pe care, pe care o recomand cu siguranță jucătorilor și spectatorilor, E foarte bine, după ce facem rocada mare, să punem regele cu o pătrățică mai înspre colț, pentru a-l ține în mai multă siguranță. Nebun la e7, pion la g4, după cum putem vedea, albul continuă cu planul său. Și aici negrul joacă tură la b8. Pregătește mutarea pion b5 la b4, aceeași mutare despre care am discutat și înainte, după care putem vedea cum acea tură din b8 se aliniază perfect cu regele din B1. Așadar, albul decide să simplifice poziția, să se scape practic de aceste dame, deoarece știm foarte bine, e foarte greu să atacăm fără regina. Regina e cea mai puternică piesă de pe tabla de șah. Și nu doar de pe tabla de șah. Dama bate la D2 și aici o mutare intermediară sau intermezzo, cum îi zic italienii, Cal e la F6, șah. Probabil ați fi um, tentat să capturați imediat dama din D2, dar după cum putem vedea, albul poate întâi să ia calul din F6, deoarece acesta dă șah regelui din E8 și negrul va fi nevoit să răspundă acestei capturi. Negrul capturează cu pionul G. Acum, aceasta este decizia corectă, bineînțeles, din partea negrului, deoarece dacă ar fi capturat cu nebunul din E7, acel cal din F6, pionul din D6 ar fi rămas în primul rând atacat și negrul nici nu ar fi avut prea mult contrajoc. Dar de aici deja vom putea observa ideea din spatele acestei partide briliante pe care a jucat-o Vichy Anand și motivul pentru care este partida mea preferată a acestui mare, mare jucător. Albul capturați înapoi dama din D2 și acum putem vedea că negrul are o structură de pioni puțin dubioasă pentru moment. Pionul din H6 este un pion slab, este atacat. Putem vedea pionul din G7 nu mai este acolo să-l protejeze. La fel are și doi pioni dubli pe F7 și pe F6 și în același timp pionul din D6 este alt pion slab. Dar aici Vishy are o idee genială. Aceasta începe cu pion la H5. În primul rând vrem să ne scăpăm de acel pion slab și acesta este momentul să facem acest lucru, deoarece dacă i-am fi acordat albului încă o mutare, acesta ar fi putut să joace pion la H3 și după pion la H5 ar fi putut să se scape de atacul turei din H1, atacul indirect al turei din H1 și astfel ar fi putut recaptura la G4 cu pionul H, după care albul nu mai are absolut nicio problemă. Așadar, albul trebuie să răspundă. Joacă tură la G1 pentru a-și apăra pionul, și după H la G4, H la G4, aici apare mutarea senzațională pe care sunt convins că Vi și Anand o avea în gând de multă vreme. Nebun la C4. La prima vedere, această mutare pare contraintuitivă. De ce? Pentru că dacă dăm puțin înapoi și ne uităm aici, acel nebun din E6 pare să fie nebunul bun al negrului. Vedem celălalt nebun din E7 este blocat de pionii săi D6, E5, F6, pe când nebunul din E6, fiind pe alb, are aceste diagonale pe care poate juca. Deci, de ce am vrea să facem acest lucru? De ce am vrea să schimbăm nebunul nostru bun? Și să rămânem practic cu acele două găuri pe D5, pe F5, și cu, rămânul, și cu nebunul slab din e 7 Răspunsul urmează imediat. Albul joacă pion la B3, forțând practic schimbul la F1, nebune la F1, tură e la F1, și aici mutarea care pune practic un dop poziției albului, tură la H3. Acum, de ce este așa important această mutare? Răspunsul e foarte simplu. Cu tură la H3, noi îi paralizăm flancul regelui pentru alb. Albul ar fi dorit să joace, de exemplu, tură la F3, urmat de pion la H3, urmat poate de tură la H2 și să înceapă să-și împingă acei pioni și, în același timp, să mențină blocada pe câmpurile albe cu pionii pe E4, G4 și H3. Dar, acum după tură la H3, acest lucru nu mai este posibil. Albul trebuie prima să-și apere nebunul din E3 și acum acel nebun din E6 despre care vorbeam înainte va fi înlocuit de altă piesă. Regele din E8. Regele are un traseu foarte clar. El vrea să vină la E6, după care să-și susțină pionii și să creeze un pion liber. Sau poate chiar mai mult, după cum vom vedea. Aici albul încearcă să joace pion la G5, simte nevoia de a crea contrajoc și spune faptul că, ok, dacă negrul va captura pionul din G5 acum, acel pion din F7 va rămâne atacat de tura din F1. După cum puteți vedea, tura din F1 are un atac asupra pionului din F7. Deci, negrul nu se grăbește, joacă regele la E6, își apără ambii pioni, și aici, iar v-am desenat foarte frumos să puteți vedea, chiar Pablo Picasso mi se spune, negrul are trei pioni în centru, pionii F7, E5 și D6 și albul are doar un pion, acel pion pe E4. Acum, de ce e important acest lucru? Pentru că acolo vom avea o majoritate de pioni și dacă reușim să schimbăm un pion de al nostru cu un pion de al albului, atunci vom avea doi pioni liberi apărați. Și doi pioni liberi apărați sunt foarte, foarte letali în final. Albul joacă nebun la D2, negrul se retrage, nebune 1, pion la F6, solidifică poziția și aici, în sfârșit, joacă pion la D5. Albul schimbă acest pion și vedem cu ce rămâne negrul. Practic, negrul are acei doi pioni în centru, pionul E5 și pionul F6. Și singurul lui plan este să îi împingă. Se pregătește încet cu nebunul, cu turele, cu regele și apoi dă drumul la pioni. Albul, pe de altă parte, nu are ce să facă cu majoritățile sale de pioni. Vedem pe flancul damei, pionii A3, B3, C2. În fața pionilor A6, B5 ai negrului, nu pot avansa. Și la fel, pionul din H2, de pe flancul regelui, este blocat de acea tură din H3, despre care vorbeam înainte. Și acum, Ivan Ciuc, fiind paralizat, tot ce a putut să facă a fost să creeze niște amenințări, de exemplu, după tură la F5 se amenință nebun bate la E5, după care albără putea să recaptureze cu tura din F, dând șah regelui din D5 și capturând nebunul din E7, așadar, vi și Anand pur și simplu se apără, scapă din șah, își apără și pionul din nou, se întoarce cu regele la e6, pune și nebunul acolo ca să mai apere încă o dată acel pion. Și încet încet ajunge în configurația corectă, după care tot ce trebuie să facă e să dea drumul la pioni. Tură de 3, tură h7 din nou, nu se grăbește, aduce tura pe un câmp și mai puternic, deoarece acum poate să se miște liberă de-a lungul linia 7. -a. Albul tot încearcă, nu are uh, prea multe de făcut aici. Nebunul la C5, tură de 7, vedem încet, încet își aduce piesele pe poziții ideale. Va încerca să aducă tura pe linia întâi, unde vor, vor crea uh, amenințări de mat asupra regiului din A2 și și nebunul din C5 va ajunge într-un final pe câmpul D4, unde va lucra excelent cu tura din D1. Tură la C3, tură la C7, pion H4, tură de 1, nebun F2, nebun D6. Negrul propune schimbul de ture, schimbul unei perechi de ture. Dar desigur dacă albul ar schimba aici turele, poate obiectiv ar fi decizia corectă, dar desigur ar fi pierdut, deoarece atunci când schimbăm o pereche de tură, mai ales în această poziție, ne scad șansele de contrajoc. De obicei, contrajocul este mult mai puternic cu două ture față de o singură tură. Atunci, după tură la G3, aici, în sfârșit, Anand scoate pistolul și apasă pe trăgaci, în sfârșit împinge acei pioni, după ce și-a pus toate piesele în poziția ideală, tura pe D1, tura pe C7, nebunul va veni pe E5, regele în centru, Practic, atacă prin descoperire tura din G3, și dacă albul nu capturează acest pion cu șah, va continua să împingă cu pion la F5 sau nebun la E5 prima dată și albul va fi nevoit să cedeze. Așadar, albul capturează acest pion din E4 cu șah, dar aici, tactic, negru joacă nebun la E5, amenințând tura 1 mat. Pentru a opri această amenințare, albul, vom vedea, este nevoit să sacrifice tura din E4. Dacă ar încerca să joace, spre exemplu, pion la B4, în această poziție. Negru ar putea continua cu tura 1, rege B3, tura B1, regea 2, tura B2, sau chiar mai simplu, pentru că sunt cam o astăzi, nu știu ce se întâmplă, poate chiar să ia cu tura la C2 și să-i dea mat în două mutări, dar desigur vom ignora acest lucru. Alte apărări nu prea există. Poate încerca să joace pion la C3, dar după tură la D2, negru îi va da șah și nebun, șah regelui din A2, atacând nebunul din F2. Așadar, alb e nevoit să sacrifice tura pe 5 dar după pion e la E5, pionul din C2 este atacat de tura din C7. Singurul mod de la apăra este cu regele la B2, dar aici Vishy Anand mută tura din D1 la D2, creând un atac dublu asupra pionului din C2 și nebunului din F2 și chiar mai rău, după ce va recaptura acest pion cu tura din C7, va pune, îl va pune pe alb și în mai multe plase de mat. Așadar, aici, cu piesele albe, Vasili Ivanciuc este forțat să cedeze această partidă și să-i acorde lui Vishenand una dintre cele mai frumoase victorii din cariera sa. Și aș vrea să închei această emisiune prin a vă spune că acest mare, mare jucător, am lăsat pe final această veste, acest mare, mare jucător, această legendă a șahului mondial, va veni la Cluj de pe 1 pe 4 iunie la Sports Festival. Ați auzit bine. Și acum, ca să pun în perspectivă cumva acest eveniment, vreau să vă spun că e ca și cum ar veni nu știu, Lionel Messi, aici la Cluj, pentru cei care vă uitați la fotbal, sau Michael Jordan, pentru pasionații de basket. Este de dreptul un eveniment colosal pentru orașul nostru, și eu, cel puțin, când am aflat această veste, am fost foarte emoționat, foarte nerăbdător și fascinat de faptul că voi avea ocazia. Să-l văd pe acest jucător în carne și oase. Eu, când eram mic, când începeam să joc șah, prin 2007-2008, el tocmai devenise campion mondial, și eu am crescut uitându-mă la partidele sale. L-am studiat îndeaproape, chiar și în ultima vreme. Este un jucător foarte activ care ne arată, pentru toți cei trecuți de tinerețe de prima tinerețe, pentru toți cei aflați în a doua sau a treia sau a patra tinerețe, ne arată faptul că șahul este independent de vârstă. Vișianand, născut în 69, are 53 de ani, va face 54 în acest an și încă continuă să domine competiții de șah. Vă mulțumesc pentru atenție și abia aștept să ne revedem, nu la emisiunea următoare, și pe 1-4 iunie chiar voi fi foarte, foarte dezamăgit dacă vreunul dintre voi care aveți posibilitatea, sunteți toți spectatorii mei dragi din Cluj, voi fi foarte dezamăgit dacă nu vă voi vedea din nou la Sports Festival să veniți să jucați. Veți putea, veți avea ocazia să jucați cu acest mare, mare jucător și cu mine, desigur, dacă nu mai sunt locuri pentru Vișva Tănanand. O zi bună, vă doresc!